seborea, mătreața, stresul, deficitele de vitamine, emoții puternice, spălatul prea des cu șampoane alcaline sunt doar câteva din cele mai comune cauze de cădere a părului. Acestora li se adaugă și alte afecțiuni, precum diabetul, cancerul, micoza ale pielii capului, care provoacă de asemenea căderea părului. Ca remedii naturiste puteți folosi năsturașul, o plantă care se folosește în stare crudă verde. Se realizează un suc din planta întreagă proaspătă ce se va folosi pentru masarea pielii capului. Alifia de propolis se folosește pentru stimularea creșterii podoabei capilare. Uleiul de măsline sau ricin sunt ideale pentru masajul pielii capului în vederea împiedicării căderii părului și pentru regenerarea lui. După masaj se lasă câteva ore să acționeze. Ceiul de coada șoricelului are proprietăți antiinflamatorii. Decoctul preparat din 50 de grame de plantă și 1 litru de apă se folosește extern, aplicat pe piele, capului sau pentru clătire. Tinctura de hamei se administrează intern, 20 de picături de 3 ori pe zi, având și efecte antimicrobiene. Ceiul de urzică preparat din 30 de grame de frunză de urzică la jumătate de litru de apă și lăsat 30 de minute pentru infuzie se poate folosi la clătire, având efect de întărire a rădăcinii părului. Un tratament eficient pentru întărirea rădăcinii este și clătirea cu decoct din frunze de nuc și mesteacăn. Cel mai popular tratament, foarte util pentru combaterea căderii părului și întărirea rădăcinii firului de păr, este amestecul din 2 gălbenușuri de ou, 3 linguri cu ulei de ricin și câteva picături de vitamina A uleioasă. Această compoziție se aplică de la rădăcină până la vârful podoabei capilare, apoi se acoperă capul cu o cască de plastic. După 60 de minute, părul se spală cu șampon și gălbenuș de ou, se lipezește cu ceai din frunze de nuc, mesteacăn, urzică sau mușețel și se usucă natural.